România participă în premieră anul acesta la Jocurile Paralimpice Invictus de la Toronto. Cincisprezece militari români care au fost răniți în teatrele de operațiuni din Irak și Afganistan au fost aleși din lotul național să participe la competiție. Avionul militar a decolat în această dimineață de pe aeroportul Henri Coandă. Cei 15 militari vor concura la 6 discipline individuale. Tir cu arcul, atletism, canotaj în sală, la simulator, haltre, ciclism și not. La toate astea se adaugă ca sport de echipă, volei și din poziție așezând. Antena 3 a reușit să strângă fonduri pentru ca plecarea militarilor spre Canada să fie posibilă.